Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Scuter, ne luăm scutere? Băi, eu mi-aș lua. Dar da, mi-a fost frică de traficul din București, dacă că știi cu cum bicicleta. E, că nu e vina mea. Păi și cu bicicleta am mai renunțat să ies în trafic tocmai din cauza asta. Deci... E foarte periculos să circuli în București cu orice mijloc de transport de genul ăsta pe două roți. Mie așa mi se pare. Mergi încetişor, atent. Mergi cu scuterul pe trotuar. Nu-i vina mea. Nu-i vina mea. Da. Scuter de 125 de centimetri cubi, maximum. Maxim, am spus. 125 de centimetri cubi și putere maximă 11 kW. Cred că asta înseamnă 14 cai putere. Deci... Ai și luat unul de la electric. Cred că era da, tot pe acolo. Trebuie să găsești în puterea asta, uh-huh. spune așa. Acum s-a schimbat legea și poți să să șofezi, nu știu cum se spune asta. Da. Te dai cu o scutere de genul ăsta, cu putere mai mică și capacitate cilindrică mai mică. Dacă ai carnetul de conducere B... A, deci nu-ți mai trebuie permis de motociclete. Nu trebuie permis. Pentru acest gen de motorete mici, uh-huh. da? Permis de categoria B de minimum 2 ani și cred că asta este. Trebuie să ai, și ai o vârstă minimă, 24 de ani. Eu și am, să... am dublu. Da, noi ne încadrăm. Nu mi-este clar, și aici aș vrea să vă rog pe voi, prieteni care ne ascultați, nu mi-este clar dacă mai trebuie să mai faci vreun curs la școala de șofer, dacă îți mai trebuie vreo adeverință, ceva de genul ăsta, ca să poți să îți iei scooter și să te dai cu el prin oraș. Am prieteni care sunt șoferi de multă vreme și și-au luat, dar și-au luat și permis de motor și merg cu scuterul. Prin București nu se mai poate merge altfel, adică e foarte greu. Pentru și... scutere de alea mai mari, da, să trebuie permis special da. De motocicletă. Da. Dacă e vreun instructor auto pe recepție, înainte să ieșiți cu luazele pe traseu, spuneți-ne dacă pentru motoretele astea mici mai trebuie vreo adeverință, mai trebuie făcut ceva sau pur și simplu ne ducem, ne cumpărăm și mergem cu ele în trafic. 0372069599. Și pentru aceia dintre voi care aveți și permis pentru motocicletă, pentru motorete, pentru motociclete și permis de șofer, am vrea să știm ce înseamnă să faci trecerea asta. Adică dacă noi ne-am luat mâine scooter, adică eu și cu Zaf, că Luca nu-l văd. Nu mă bag, nu. De ce nu te bagi? Mi-e frișcă. Serios? Da. Bun, dacă treci, adică dacă ești șofer... Mi-e frică să nu caz să-mi zdrelez genunchii, nu că mor. Aha. Știi ce spun? Că astea merg destul de încet. Aha. Păi ai dar cască și costum. Aia, văd filmul ăla în care mă prăbușesc lateral cu ăla, știi? La stop. Gen ca un gândac. N-ai forță să-l țin genunchi, a? El e greu, are 50 de chile. Da, mă, dai nasul. Îl și văd pe Luca costumat. Și a cască, da, e adevărat. Deci costum de ăla cu protecție la șira spinării, coate, genunchiere și toate astea, tot da. Ce trebuie, piele. La umeri, la nu știu ce. Tu ai un pic de protecție, adică sunt ești un protejat, pic... Da. Da, ai salteluța gata pusă. Cât de cât. Nu mai 0372069599. Dacă treci de la șofat mașini la motocicletă, motoretă, pe două roți, ce sfaturi aveți pentru cei care ar vrea să facă trecerea asta? Adică ce trebuie să înțelegem înainte să facem un astfel de pas? Și de asemenea, pentru cei care se gândesc și sunt pe recepție, poate că ar fi bine ca niște șoferi care au și carnet de motor să le spună la ce să se gândească. 0372069599. Și ce credeți că urmează în trafic după ce intră după asta? Asta? Da. Auză pe scooter, credeți că ne ascultă cineva? Adică au radio pe scooter? Am văzut că au radio pe motocicletele alea mari. Serios? Am văzut niște domni care au, ce să spun, stație, frate, dar sunt motoarele, nu știu cum se cheamă. Chopper. Da, nu știu dacă chopper. Sunt motoarele alea cu care pleacă da. Oamenii mii de kilometri. Te referi la radio cu difuzor. Da, difuzoare și... Da, nu, acum, pum, pum. Pentru astea de viteză, da. Există niște device-uri foarte mișto, care se pun în cască. Știu că poți să vorbești cu colegii. Nu, e ca un Bluetooth, dacă vrei. Ai și radio și poți să și vorbești. Se aude foarte mișto. Pentru că anulează complet sunetul, zgomotul de afară în timpul conversației. Să se pună mă rog, și apoi. Cred că o face destul de periculoasă la un moment dat, știi, pentru un motociclist, mai ales pe motoarele de-astea de viteză. În fine, dar au posibilitatea să asculte. Hai să revenim la centimetri cubi și la chestii de genul ăsta. Da, sfaturi de la motocicliști pentru juni ca noi și ca alții care ar vrea să-și ia motor acum. Salut, Cătălin! Bună, Cătălin! Neața! Bună dimineața! Bună dimineața! Te rog! Sfaturi sau condițiile în care vom putea conduce. A, dacă știi, asta e care... Da. Condițiile sunt... Ești instructor auto cumva? Ești instructor? Da, da. Ah, bun, te rog, ia spune. Da. Vârsta minimă
de 24 de ani și o experiență de cel puțin 2 ani pentru a conduce în categoria B. Se fac ore de școlarizare în cadrul unei școli autorizate. A, deci, trebuie... deci nu e suficient, trebuie să faci și orele. Da, trebuie făcute orele. Orele vor fi înregistrate în baza de repetiv. Așa. Adică permise, direcția permise. Da, direcția permise. Nu se adaugă nimic pe permis un cod special. Permisul fiind valabil doar în statele membre. Probabil ale, da, ale și nu trebuie să dai examen. Deci trebuie să te duci să faci. Trebuie să te duci să faci cursul, primești o dovadă și asta e. Adică la revedere, pa. Dovada se registrează automat în baza de date. Aha. Ca și sfat, multă atenție. Uh-huh. Foarte multă atenție. Dar stai puțin, de unde știm noi că adeverințele astea o să se dea pe bune? Sau nu o să fie cum am auzit că se mai face prin România, se duc unii și dau o gâscă, o țuică și primesc o adeverință. Pentru că orice școală autorizată, da, vorbim o școală care face școlarizare pentru categoria A, introduce elevul, cursant, într-o bază de date națională care este legată atât la ARR cât și la DREPECIV, un sistem informatic foarte bine pus la punct, care nu poate fi tentat, să spunem așa. Aha. Păi te-ți bagă numele acolo, care e problema? S-a făcut finalizarea, da, dar nu știu dacă cineva este dispus să riște la închiderea școlii prin eliberarea unor adeverințe false. Na. Bine, am înțeles, mulțumesc. Deci ai făcut și acest curs de 10 ore. Ah, stai, mai e pe linie? Nu mai e. Închis. Ciprian, bună dimineața. Eram curios dacă faci pe motoreta lor sau trebuie să vii tu cu obiectul tău. Ciprian? Bună dimineața. Bună dimineața, băieți. Da. Amuzant pentru mine ce spuneați voi mai devreme în legătură cu motocicletele alea care au stații, boxe și așa mai departe. Eu am una din motocicletele ce respective. Gen de motor e ăla? Cruiser. Cruiser, așa, frate, nu chopper. Cruiser, e motorul ăla mare. Este un, da, da, este o motocicletă cu o capacitate cilindrică de 1800 cm cubi. Eu? Mamă. Mișto. Și câți cai? Nu foarte mulți. Nu, ea este o motocicletă, nu este o motocicletă de viteză, este o motocicletă, cum îi spune denumirea, de cruiser, adică mergi la drum lung, undeva la 110-115 cai, dar sunt foarte mulți pentru o motocicletă. Ai și carnet de mașină, de auto? Da. Chiar acum sunt la volan, vorbesc de pe un car kit. Ce vreau să vă spun? Da. La ce să fii atent? Proiect? Cum se schimbă? Ce? Da, te rog. Dacă vorbim de scutere, scuterele sunt automate. Uh-huh. Tocmai din cauza asta, din punctul meu de vedere, sunt destul de periculoase pentru cei care nu au mai condus niciodată. Chiar dacă ești posesor de categorie B, două roți este total opusul a patru roți. Uh-huh. Foarte ușor se cade, foarte ușor să ajunge la o viteză destul de mare. Atenție! Foarte mulți văd fără echipament moto. Uh-huh. Merg fără echipament moto, este foarte important. În momentul când ai făcut contactul cu asfaltul, dacă ai pus mâna jos și, de exemplu, nu ai mănuși, nu ai echipament, efectiv pielea dispare până la os. Uh-huh. Se polizează. Asta indiferent dacă conduci un motor mare sau un motor de sau mai mic? Indiferent. Uh-huh. Deci la costum obligatoriu, da. Costum obligatoriu, cască, echipament, mers cum trebuie. Poliția trebuie să fie mult mai atentă la aceste aspecte, din punctul meu de vedere. În străinătate știu că sunt niște obligațiuni. Nu ai mai condus niciodată. Eu recomand a se face ore, cum a zis și domnul instructor mai devreme, obligatoriu câteva ore, pentru că e la mână, trebuie să ai mâna fină. Dacă ai mâna grea și ai băgat mâna în gaz, imediat se ridică pe o roată și te duci de pământ. Asta nu, totuși au 14 cai, nu cred că se ridică. Nu faci wheelie cu ele. Se ridică. Se ridică, da? Bine. Mulțumesc tare mult, pentru explicații, Ciprian. Salut, Narcis. Și asfaltul scah, cum se zice la motori, la motocicliști. Ne spune cineva, da, respectiv David, că sunt mai periculoase scuterele decât motocicletele, fiindcă din cauza roților mici, spune, eu am căzut mai rău decât cu un motor de 900 de centimetri cubi cu un scuter. Și asta în condițiile în care mă dau pe două roți de 12 ani și am 40 ca vârstă. Da. Rotițele mici reacționează altfel la roți mici, probleme mari. Exact. Daniel, bună dimineața! Bună!
Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor. Da. Nu vreau să reiau ce au spus cei dinaintea mea. Într-adevăr, acum trebuie să faci cele 10 ore ca să poți să conduci și este foarte bine că s-a implementat această prevedere legală. La fel se va face și în Spania, de exemplu, cunosc și acolo că se putea merge cu 125 fără acele ore, o să se introducă și la ei. Este necesar să se facă acele ore pentru că este diferență între a conduce o mașină și a conduce un motoscooter, iar din punctul meu de vedere, cred că ajută foarte mult în mediul urban să circul cu pe două roți. Eu sunt posesor de motocicletă, mă duc foarte repede din punctul A în punctul B în oraș și cred că ajută și pentru fluidizarea traficului. Ai avut vreun accident? De când conduci? Nu, eu n-am căzut. N-ai căzut? De când conduci? N-am căzut. Am avut scooter și acum am motocicletă, am ceva ani, nu știu, 7-8 ani. Și cum ai făcut să n-ai niciun incident? Adică ce sfaturi le dai celor care abia acum ar vrea să înceapă? Eu merg după sfaturile pe care le-am primit la școală, adică întotdeauna nu mă bag printre mașini atunci când benzile circulă, adică mașinile se mișcă, merg, îmi țin banda și stau în spatele mașinilor, mă bag printre mașini în momentul în care benzile s-au oprit și am loc să fac asta. Nu mă bag niciodată prin dreapta, pentru că cei mai mulți fac dreapta și nu se uită în oglindă sau deschid uși. Și atunci mă bag doar pe, printre benzi și mă duc până la semafor și de acolo plec primul și mă strecor ușor. Și respectarea vitezei. Dacă mergi prin oraș cu 100 de km la oră, o să cazi. E chestie de timp. Foarte mișto. Mulțumim foarte mult pentru explicații și pentru... Vorbim și cu Marian. Bună dimineața. Te rog, Marian, ultimul telefon azi. Neața, Marine. Bună dimineața! Pe lângă ce au spus antevorbitorii mei, trebuie menționat că deocamdată nu se știe cum se va aplica această prevedere. Adică normele de aplicare nu sunt și nu prea se știe și nu se vede un orizont când vor fi. Păi înțeleg că trebuie să te duci și faci un curs la o școală și îți dă o adeverință, nu? Păi nu prea poate să-ți dea acea adeverință pentru că nu are în baza ce să înregistreze acele ore de practică deocamdată. Autoritățile încă nu s-au ocupat de treaba asta. Aha, și nu prea se știe când se vor ocupa. Interesant. Din punct de vedere, da, din păcate. Ești instructor sau... Da, și conduc și o școală și cam știu despre ce este vorba. Adică suntem direct interesați pentru că unii dintre noi ne-am ocupat de baza materială și din păcate nu o putem folosi. Am înțeles. Bine, mulțumesc frumos. Deci așteptăm și normele de aplicare și în rest mulțumim pentru sfaturi celor care, sfaturile celor care au deja motor, pentru cei care se gândesc să treacă pe două roți. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.